Andreea, te rog frumos, dă-te în cameră, că nu e ea. Doamnă, traumatizat, bata n-a zis asta. Nu mai te băga, te rog, să-mi băgă, nu te duc acolo. Dar să nu trage de un copil. Așa se vede. Uitați, uitați cum trage de un copil. Doamna, vă rog frumos, nu-l trage. Doamna, vă rog frumos să-l tragă de copil. Păi cum să... Dacă e copil, cum să tragă de el? Cum să tragă de el? Cum să tragă de el? Danule! Dane! Da. Sună avocatul! Da, acum sună. Da, poftim? Nu, domnule, nu vă filmez. Nu știu unde l-are. El e și pe cealaltă. Nu știu unde l-are. Dar trebuie... Și la... Danule! Cheamă și... Cheamă și 2-3 vecini să fie martori pe aici. Da. Nu intră nimeni. Sunt la noi în curte. Cum să nu intre la noi în curte? Spune că nu intră. Nu ne dați. Ne dați... Ne dați buletinul la toată lumea. Da, le-am dat. Doamna procuror, mandatul de unde este? Craiova, judecătoria Craiova.
Judecătoria Craiova, doamna avocat. Mami, nu. Ce mandă? Puteți să vorbiți două secunde cu avocatul să poți să vină? Mandă de percheziție. Vorbiți la asta două secunde, dacă e să vină el. Vorbiți, doamna, vă rog frumos. Alo. Să ne liniștește, că nu te ia nimeni. Hai să luăm avocat. Da. Andreea, tu intră în bucătărie. Acum, deci în bucătărie. Unde rămaseră actele? Stați cu mine. Aici. Mă da! Cheamă salvarea, te rog frumos. Fii cu minte că noi ia, nu ia. Doamne, lăsați-o, nu vedeți că era la soție, vă rog frumos, lăsați-o două secunde. Fii cu minte că noi ia, nu ia, te rog frumos, fii cu minte că noi ia. Fii cu minte, te rog frumos. Fii cu minte. Îi se îngleștează gura, vă rog frumos. Fii cu minte, te rog frumos. Vreau frumos să vorbim cu noi.